Atenția, un singur lucru din ceea ce a citit voice-over-ul din scrisoare. Nici nu știi cât hate îți iei afară. Dar cui pasă că sunt oameni? Dacă nici tu nu știi, cred că tu ești cea mai în măsură persoană să spui. Eu am vrut de multe ori să intervin, dar mi se pare că e ca un partid, așa ca și când ți-aș ține apărarea. Sunt oameni care se ascund în spatele unei poze, au numai flori la profil și comentează absolut orice și în filmulețele pe care le faci, de te apucă pandalile. Cine te cunoaște în persoană, uite, eu trebuie să spun asta public, dar eu sunt încântat de colaborarea noastră, ești un om normal, firesc, care glumește, care vorbește ca noi. E o discrepanță colosală între ce cred oamenii de afară, ăia rău intenționați, și cum ești tu ca om. Și nu te perii, că știi că nu-mi e felul. Dar asta cu hate-ul e spor național, cine mai ține cont de lucrul ăsta să fie sănătos. Uite că Iulia ține cont de treaba asta și probabil că între Simona și Iulia ar trebui reglată situația. Bună seara, Iulia! Bine ai venit alături de noi. Într-adevăr, scrisoarea este una așa, foarte, foarte dură. Bine, v-am regăsit. Este dură, dar Simona știe destul de bine cum sunt eu. Păi, ea știe că știu cât de mult ținem la ea. Păi, întocmai că știu, dar doar că și voi mă cunoașteți pe mine și știți că nu sunt genul de persoană care să facă rău cuiva sau să... Doamne ferește, niciodată n-aș face așa ceva. Eu n-am spus că faci rău, doar că am spus că trebuie să mai umbli puțin la comportamentul tău și la atitudinea ta. Cum tu ai avut anumite stări pe care eu nu am putut să le înțeleg, așa ar trebui să înțelegi și tu stările mele. Pentru că tu nu ești aici cu mine, nu ai cum să le înțelegi, nu ai. Din afară se văd lucrurile altfel. Dar ceea ce trăiești aici, într-o zi trăiești... Draga mea, nu te cunosc de ieri, de astăzi. Adică ce vrei să spui, Iulia? Că noi... Simona e o persoană care nu vrea să se lase descoperită, nu vrea să se lase iubită. Eu sunt sigură că este foarte frică să-și exprime sentimentele, pentru că este frică că va fi rănită. Și asta am încercat de foarte multe ori să discut cu ea. Da, e, până la urmă e opțiunea ei. Noi vorbeam aici un pic despre hate, pentru că ați invocat ați invocat faptul că mama voastră este foarte supărată pe Simona și că și-a foarte mult hate afară. Acum, eu întreb cum întreb pe toată lumea atunci când vine vorba de situația asta. Oamenii aia care... aruncă cu vorbe, îți dau vreodată un pahar cu apă? Nu, sau? Nu-mi dau. Și atunci există vreo datorie? Da, ok, nu trăim cu lumea de afară, doar că având în vedere situația că ea este acolo, nu poți nici să stai cu ochii închiși, să nu te uiți. Asta ar însemna să... Da, te uiți, nu spune nimeni. Socializare, să nu mai vorbim cu nimeni, nu, să nu mai vedem nimeni, n-a spus nimeni. N-a spus nimeni treaba asta, Iulia. Ceea ce spun eu este că poți să citești, dar asta nu înseamnă că trebuie să fii influențat 100% de situația asta. Niciunul dintre oamenii pe care tu i-ai enunțat, începând cu tine, mama ta și toți cei care îi dau, cum spui tu, hate Simonei în social media, n-au stat nici măcar 5 minute în casa Mireasa. Nu spun că ce nenorocire se întâmplă în casa Mireasa, dar lucrurile se întâmplă altfel. Din punct de vedere psihologic, situația este un pic mai complicată decât în mod normal. Hai să fim cinstiți, câți dintre bărbații din ziua de astăzi ar mai suporta să facă armata dacă ea ar fi obligatorie? Și oare de ce? Da, eu am înțeles ideea asta, dar știu că nimeni nu te ajută cu nimic. Doar că vă dați seama că și pe noi ne-au durut lucrurile astea și noi asta i-am cerut ei și nu e prima dată când îi cer ei să schimbe un pic atitudinea asta. Nu înseamnă că nu suntem alături de ea cum te-a exprimat ea astăzi sau că nu o să-i mai scriu sau că vă dați seama că a fost o reacție de moment. Eu știu că ea a luat-o prea în serios. Așa i-ați spus, că e ultima scrisoare. Când cineva, când tu te agăți de orice speranță, aoleu, a venit poșta, aoleu, ce primesc astăzi, aoleu, ce vești vin astăzi, și în scrisoare ți se spune, este ultima scrisoare pe care ți-o scriu, nu știu dacă ați vrea. Mai crezi lucrul acesta. Am mai certat-o în câteva scriptori, nu ar fi prima dată. Spuneați că o cunoașteți foarte bine pe Simona și că ea, în general, este o fire mai rece care nu vrea să se atașeze, de teama de a suferi. Nu că nu vrea să se atașeze, că nu vrea să-și exprime sentimentele. Da. Și atunci, cum ar putea, de exemplu, Andrei să procedeze astfel încât să îi dea oarecum o siguranță pentru a putea face acest lucru? Dar nu mai multă încredere în el. Da. Eu aș vrea să vă întreb un lucru. Vi se pare potrivit, Andrei, pentru Simona și poate aveți și opinia mamei, cumva? Da, mie mi se pare potrivit pentru ea. Pentru că dacă și el ar fi la fel ca și ea, nu cred că s-ar ajunge la nimic. Dar dacă ar fi puțin mai protectiv și mai înțelegător și ar comunica mai mult, nu credeți că ar ajuta? Mai posesiv? Da, și mai protectiv. Da, mai protectiv. Cu siguranță, da, pentru că nici pe Andrei nu-l lăsăm așa. De asta zic. Și el are greșelile lui, în opinia. Nu-l lăsăm neperiat, nici pe Andrei. Da. Ori chiar mai puțin pe Andrei. Doar că eu nu văd atât de multă comunicare între ei. Iulia, vreau să spun un lucru. Nici unul, nici altul nu au nevoie de urecheat. Au nevoie de încurajare. Eu i-am încurajat destul de mult și am fost alături de ei. Și Simona știe destul de bine că sunt alături de ea și de el. Doar că ceea ce am spus eu vreau să ia în considerare și să se lase descoperită și iubită. Uite, vezi, pentru că asta a fost problema ei de mult. Altfel ea a ambalată toată situația, da. Spune-mi așa că sigur o să iau un calcul, dar când mă cerți, nu e ca și cum. Îți spun soarata mai mare și îmi permis să te cer, nu fac răutate. Ei, aici eu nu prea sunt de acord. Vârsta nu ține nici de dumneavoastră, nici de ea, ține de providență că așa a fost să fie. Una să se nască mai târziu și alta mai... Da. Acum... Iar nu, să nu mai spună... Mă scuzați că vă rog. Să nu mai spună niciodată că nu o iubesc. Ea știe destul de bine cât de mult o iubesc. Altfel. Este altă mărie cu altă pălărie. Ca să zic așa. Discutăm despre cu totul și cu totul altceva. Da, Andrei, ce vrei să-i spui cumnățelei? Uite că am ocazia să o... Nu e a doua oară că nu aud. Așa. Și da, vreau să zic că a fost puțin cam... Așa mi s-a părut puțin cam dur în scrisoare, pentru că avea puțin nevoie de încurajare. Ea mereu așteaptă așa un mesaj la voi, pentru că sunt stări, sunt tensiuni care se mai acumulează. Și sincer zic că e și din cauza mea, pentru că, cum a zis domnul Eduard, de multe ori aici aveam eu starea, că nu știam cumva cum să iau, să comunic mai mult, să zic și le aveam și starea asta. Auzi, ia treci tu și peste stările astea, ia lăsați-mă voi cu stările, ia treceți voi la concret, faceți ceva, ia uite am stări, dar stări de bine n-aveți? Ba da. Asta zic. Adică nu știm ce simțim. Bine, Iulia, îți mulțumim. Vrem să vedem și noi, stări de bine. Așa vrem, nu? Am dreptate. Da. Iulia, îți mulțumim mult de tot, te așteptăm cu mare drag când poți aici și dacă nu ne auzim telefonic, seară minunată îți doresc. Vă iubesc. Seară minunată. Seară frumoasă. Te iubim.